Salutare băieți și bine v-am găsit la un episod puțin mai diferit. Bănuiesc că fiecare dintre voi aveți unul sau mai mulți youtuberi preferați care vă fac să râde sau poate rezonați cu contentul pe care ei îl postează și bănuiesc că fiecare dintre voi ați vrea să aveți posibilitatea să luați legătura cu ei. Sau poate n-ați vrea, dar m-am gândit să fac clipul ăsta pentru cei care ar dori. Așa că m-am gândit să contactez 10 youtuberi din România și să vedem câți dintre ei îmi răspund. Și ai la calculator. Primul youtuber la care m-am gândit a fost Ciprian Lospa. Salut Ciprian, cum pot lua legătura cu tine? După i-am scris lui Andrei Cosmin, Codrin Bradea, Doza de H, Epic Shorty, Gami, Imogen, Marius de la București Bike Traffic, Mircea Bravo și Rovion. Menționez că la fiecare le-am lăsat același comentariu: salut, cum pot lua legătura cu tine? Și m-am gândit să aștept 3 zile să vedem câți dintre ei îmi răspund. Tocmai ce m-a așezasem pe canapea și m-a anunțat telefonul că am o notificare. Primul care a răspuns a fost Ciprian Lospa. Sincer să fiu că am fost luat prin surprindere că am primit un răspuns atât de repede și să curgă răspunsurile. După cele 5 minute am mai trecut încă alte 30 de minute, după care o oră, după care 2 ore, a trecut o zi, a doua zi și am ajuns la a treia zi. Câți dintre ei credeți că mi-au răspuns în afară de Lospa? Zero. Știu că v-am mai spus asta în trecut, eu urmăresc 2 youtuberi din România, dar de 3 zile urmăresc 3. Ca să le iau apărarea, nu pot sta în permanență cu telefonul în mână ca să răspund la mesaje, de aceea am dat 3 zile. Și poate unii dintre voi veți spune că de ce nu le-am trimis un e-mail, că poate răspundeau mult mai repede. Pentru cei care nu știți, e posibil să unii dintre voi să nu știe, cine are canal de YouTube are și aplicația YouTube Studio. În aplicația asta poți să vezi absolut tot în legătură cu canalul tău, de la statistici, la comentarii, la câți bani ai făcut și tot așa. Chestia interesantă este că în această aplicație, pe care sigur o au toți instalată, există o opțiune unde dacă primești un mesaj, un comentariu de la altcineva, de la un YouTuber, de la cineva care are un canal care este verificat, cu toate că asta nu este neapărat condiție din câte dacă rețin eu minte bine, dar cine are peste 10.000 de abonați primește o notificare diferită din aplicația asta. Adică dacă primești un comentariu de la oricine care are un abonat, o să vezi acolo când intri în aplicație, dar nu te anunță niciun fel aplicația asta. Dar când primești de la cineva care are peste 10.000 de abonați, cred că nu știu sigur dacă mă înșel, ori 10.000 ori 20.000, dar eu am peste 10.000 sau 20.000. Deci, notificarea au primit-o. De ce n-au vrut să răspundă? Na, până la urmă, unii dintre ei au peste 1.000.000 de abonați. Cine ar sta de vorbă cu unul care are 200.000 de abonați? Nu că m-ar interesa pe mine, știi că... Da, chestia este alta. Dacă eu n-am putut lua legătura cu ei, oare cineva care are un singur abonat, cum poate lua legătura? Poate vrea doar să vorbească, să-l felicite pentru ceea ce postează și ceea ce realizează. Nu fac clipul ăsta să acuz pe nimeni și mie mi-este greu să vă răspund pe WhatsApp la toate mesajele, pentru că am sute, sunt zile în care am mii de mesaje și fizic nu pot să răspund tuturor. Poate unii dintre voi vă spune, păi da, mă, dar la 1.000.000 de abonați primești de 10 ori mai multe comentarii, mesaje și notificări și vă dau dreptate și sunt perfect de acord cu voi. Dar cred că aici nu este cazul. Dar asta este doar părerea mea, nu vreau să lungesc acest episod, doar am vrut să văd câți youtuberi ar răspunde la un comentariu. Încă o dată, singurul dintre ei a fost Ciprian Lospa. Îți mulțumesc, Cipriane, și cam atât, băieți. Nu știu când o să postez episodul ăsta, dacă o să fie înainte de proști pe Facebook sau după. E posibil să fie după, așa că o să ne vedem acolo. Ce să zic, vă urez ok și până data viitoare, să auzim de bine. Pa!